O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul Lazar Gog, cu un mesaj intitulat În urma grijii sale, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 47 până la versetul 54. Pagina în Biblie 1042, de unde și ascultăm cuvântul Domnului. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a profețit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla prefață printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Amin. Aș vrea să vă spun partea interesantă în acest capitol 11, dedicat învierii lui Lazar, practic dedicat lucrării miraculoase a Domnului Iisus Hristos. Este de-a dreptul șocant pentru un copil al Domnului să audă că la vestea că Lazar este bolnav, Iisus Hristos a spus: îmi pare bine. Sigur că el nu se bucură de boala nimănui, el nu se bucură de necazul nimănui, el tocmai de aceea a venit în lumea aceasta, ca boalele noastre să le pironească în trupul lui pe lemnul de durere și să ia asupra lui toate poverile noastre. Dar reacția Domnului Iisus Hristos este datorită faptului că el știa în această boală ce intenție are, felul în care va putea să arate gloria lui Dumnezeu. El practic s-a bucurat de manifestarea gloriei lui Dumnezeu în această boală și mai târziu moarte a lui Lazar. Perspectiva din care el lucrează, am putut să vedem, este diferită de a noastră. Acolo unde noi vedem moarte, unde vedem disperare, el vede oportunitate de lucru. Haideți să mergem să-l sculăm. Cum vrei, Doamne, să-l scoli? Au reacționat ucenicii că iudeii căutau să te omoare cu pietre și vrei să mergi acolo? Deci ei au văzut dezastru, ei au văzut ruină. Domnul a văzut o oportunitate de lucrare. Și în această oportunitate, el ne-a revelat atitudinea lui și el simte cu noi, a plâns, s-a înfiorat. Dar ne-a revelat un fapt foarte important, mereu pierdut în necazurile noastre. Acela de a nu ne vedea pe noi în necaz, de a nu ne vedea pe noi. Noi vedem necazul, vedem pe Domnul că întârzie, în ghilimele fie spus, dar nu vedem reacția noastră. Prin prisma Martei și a Mariei, Iisus Hristos ne-a revelat care este atitudinea noastră. De nu era, de veneai aici, Lazar nu murea, dar n-ai venit, a murit. Așa este reacția omului care trece prin necaz. El nu se vede pe el, numai că n-a venit Domnul și că uite ce s-a întâmplat. Este foarte important să poți să vezi care este reacția ta în necaz, să văd care este reacția mea. Și apoi Domnul și-a manifestat puterea lui. Și în această manifestare a puterii lui, rețineți înainte de a intra în lecția propriu-zisă de astăzi, frați și surori, că Domnul
când se îngrijește de noi și întotdeauna se îngrijește de noi, vrea nu să vedem soluția imediată a problemei. El vrea ca ochii noștri să-L privească pe El. Ioan 11:40 este definitoriu în ce privește intervenția Lui cu grija aceea părintească în viața noastră. Și Domnul i-a spus, le-a spus acestor două surori, nu ți-am spus, nu v-am spus, dacă veți crede, veți vedea gloria lui Dumnezeu. Nu a spus că veți vedea pe Lazar înviind din morți. Nici nu veți vedea ce voi face, veți vedea gloria lui Dumnezeu. Domnul vrea ca ochii noștri să fie țintiți asupra Lui. Aceasta este și învățătura cărții evreilor când spune în 12:2, ațintiți-vă privirile asupra Lui, care este autorul, căpetenie tradus la noi, și de asemenea împlinitorul sau desăvârșitorul credinței noastre. Noi trebuie să avem privirea la El, pentru că în El este totul. De aceea numele Lui este Eu Sunt. Și este foarte important să învățăm această lecțiune. Noi căutăm imediat formulă, imediat soluție. Domnul a spus, nu, uitați-vă la gloria mea, în această manifestare care îl înconjoară pe Domnul. Acolo este totul, acolo este revelarea numelui Său. Eu Sunt. Și indiferent cu ce problemă venim, manifestarea puterii numelui Lui, există binecuvântarea noastră, grijă pe care El ne-o poartă. Vom conclude cu o lecțiune pe care am intitulat-o În urma grijii sale. Acum ne-a făcut bine, ne-a purtat de grijă, ne-a vindecat, a înviat din morți, ne-a redat pacea sufletească, ne-a adus pâine în casă, a trimis pe cineva care să vină cu cuvântul îmbărbătării. Dumnezeu are, deci, 1001, așa omenește vorbind, după expresia aceasta mondială, de modalități prin care El să ne arate felul în care ne poartă de grijă. Dar ce facem după ce Domnul ne-a purtat de grijă? Care este reacția noastră? Ce se întâmplă în urma grijii pe care El o manifestă față de tine, față de mine, față de casa mea, față de casa ta, față de biserică? Potrivit acestui pasaj pe care l-am citit și care conclude istoria lui Lazar, istoria lui Iisus, practic, trei reacții distincte vom vedea. În primul rând este reacția credinciosului. Deci, în primul rând, mă interesează reacția mea care cred în Domnul. Te interesează reacția ta care crezi în Domnul. Versetul 45 spune, mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Deci, este o primă reacție a celor credincioși. Și care este reacția celor credincioși? În urma grijii pe care Domnul o manifestă față de tine, față de mine. Reacția, frați și surori, este foarte complexă. Și anume, ea comportă, în primul rând, o mărturie vizibilă. Spune, mulți iudei care au venit și au văzut, spune în versetul 45, au văzut ce a făcut Iisus. Când Domnul s-a ocupat de mine, când Domnul s-a ocupat de tine, trebuie să se vadă lucrul acesta. Și cel credincios niciodată nu va ascunde binele pe care l-a făcut Domnul. Trebuie să se vadă. Când El mi-a făcut bine, eu trebuie să spun familiei, eu trebuie să spun bisericii. S-a banalizat de multe ori în serviciile noastre de rugăciune când amintim acele cuvinte în diferit psalm când spune voi spune bunătatea ta, binele tău, minunile tale, le voi vesti în adunarea cea mare a credincioșilor tăi. Luându-se acest aspect cu cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le rostește în prima parte a activității Lui mesianice pe pământ, când făcând bine la oameni le-a zis nu spuneți nimănui ce v-am făcut, mulți au spus, dacă mi-a făcut Domnul ceva, știe Domnul. Că uite, Domnul Iisus a spus să nu spui. Ești greșit, dragul meu. Tu n-ai înțeles ce a vorbit Domnul Iisus Hristos dacă gândești în felul acesta. Dacă Domnul a spus, nu spuneți ce v-am făcut încă, a spus-o din următoarea perspectivă. Nu ca să nu se spună. Nu ca să nu se facă de cunoscut mesianitatea Lui și puterea Lui. Pentru că El tocmai de aia a venit aici, să fie cunoscut ca Dumnezeu, nu a venit să stea ascuns. Tocmai El a dat învățătură că nimeni n-aprinde o lumină, ce să facă cu ea? S-o ține sub pat, sub covată. O pune sus, să o vadă toată lumea, să lumineze pe toată lumea. Deci este absurd și este greșit
eronat să înțelegem că Domnul a făcut bine și a spus El ce le-a făcut bine, voi să nu spuneți nimănui. Nu, nu aceasta a fost ideea Domnului Iisus Hristos. Ideea Domnului Iisus Hristos a fost următoarea. Eu abia mi-am început activitatea mesianică. Împotriva mea este diavolul, căruia urmează să-i zdrobesc capul. Îl voi zdrobi pe Golgota. Împotriva mea este un sistem religios rigid, iudaismul. Împotriva mea e un sistem politic brutal, Imperiul Roman. Când veți vedea manifestarea puternică a minunilor pe care eu le fac, voi veți veni să mă faceți împărat. Veți veni să atrageți toate aceste mulțimi împotriva mea și să mi se încheie activitatea înainte de timpul potrivit. De aceea nu popularizați prea tare încă de acum puterea mea, dar nu spuneți minunile mele. Asta a fost gândul Domnului Iisus Hristos, pentru că El intenționa ca om în care era plin de Duhul Domnului să poată să-și împlinească toată activitatea în această postură. Au văzut ce ți-a făcut Domnul, trebuie să știe și alții. Se îmbărbătează și alții. Le crește credința. Se apropie din nou de Domnul. Nu numai că se îmbărbătează, deci face să vadă binele pe care ți l-a făcut Domnul. Complexitatea lucrării pe care o cere Domnul de la tine și de la mine, cărora ne-a făcut bine, este apoi să căutăm o mai strânsă părtășie frățească. Ce mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut, au crezut. Au venit și au fost ca unul. Și că această idee s-a perpetuat în urma minunii pe care a făcut-o Domnul și în urma lucrărilor, a purtării de grijă pe care El ne-o face, Ioan ne-o spune foarte limpede în versetul 51 și 52. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la El, despre Caiafa vorbind, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a profețit că Iisus avea să moară pentru neam. Și versetul 52 definește și spune, nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Minunea lui Dumnezeu nu te depărtează de biserică. Binele pe care ți-l face Dumnezeu nu te îndeamnă să faci grup separat, că vezi, Doamne, de acum încolo ești mai sfânt, că altfel nu te vindeca Domnul, nu-ți făcea bine. Purtarea de grijă pe care ți-o face Domnul nu este să rup biserica lui Dumnezeu. Binele pe care îl face Domnul nu este să mă fac spudnic, să nu mai știe nimeni. Și acolo în pădure, în întunecime, numai cu o elită să mă găsesc. Binele pe care îl face Domnul în toate privințele, moral, spiritual, fizic, emotiv, material, ne cheamă la o mai strânsă unitate. Atunci când este unitatea mai strânsă, așa cum spune Ioan aici, mărturia lucrărilor lui este mai mare. Pentru că atunci când vezi o mulțime mai mare care crede în Domnul și care mărturisește minunile lui Dumnezeu, atunci și puterea de convingere a cuvântului pe care îl rostești, a mărturiei pe care o aduci în numele Domnului în fața auditorului, are eficacitate mai mare. Când Domnul îți face bine, repet, nu îți face bine ca să te crezi mai sfânt, să te crezi elită, să te crezi vasul ăla ales de care nimeni nu se poate atinge, nimeni nu poate pune mâna, ci binele pe care mi l-a făcut este să se vestească numele Lui în adunarea cea mare a credincioșilor Lui. În al treilea rând, în complexitatea acestei reacții pe care tu și cu mine o avem, este ca mărturia noastră să rămână. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El, și Ioan spune că El a făcut minunile acestea ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu de pretutindeni. Pentru câtă vreme? Pentru scurtă vreme? Nu. Iisus va spune, tot în aceste împrejurări, mai târziu în Ioan 15, la câteva zile după ce a săvârșit această minune, eu v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă, a spus Domnul. Deci, o mărturie puternică, o viață plină de fapte binecuvântate, o viață plină de călăuzirea Duhului Sfânt, o viață în care plinătatea cuvântului vorbește. Dar spune Iisus, și roada voastră să rămână, fapta voastră să rămână, viața voastră sfântă să rămână. Mărturia care o punem pentru Domnul nu este numai astăzi și după aceea iar ne apucăm de stilul vechi de a gândi și de a fi. Mărturia noastră trebuie să rămână. În al doilea rând, a doua reacție la purtarea de grijă pe care Domnul Iisus Hristos o arată copiilor lui este reacția celor necredincioși sau reacția celor care se cred credincioși, în realitate ei sunt religioși.
Versetul 46. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul ăsta face prea multe minuni. Iată deci a doua reacție. Nu uitați, frați și surori, că aici este reacția celui necredincios și pe aceeași linie, pe aceeași clasă, în aceeași clasă, pe aceeași treaptă. Și pentru tine, dragul meu, prieten care asculți, vreau să subliniez pentru tine, probabil nu ești obișnuit cu cuvântul Domnului. Necredincios și religios este unul și același lucru. Farisei și cărturari erau cei mai religioși oameni care au trăit vreodată pe pământ și au fost aceia care l-au condamnat pe Iisus la moarte. Necredincioșii, în termenul păgân al cuvântului, erau romani. Fariseii și cărturarii au fraternizat cu romanii să-și ducă la împlinire crucificarea Domnului Iisus Hristos. Deci ține minte, dragul meu, îmi vei zice și vei zice: eu sunt religios, eu nu-s păgân. Așa este, ești religios, dar nu este nicio deosebire înaintea Domnului între a fi religios și a fi păgân. Este unul și același lucru, aceeași soartă are și unul și celălalt. Religia nu l-a mântuit și nu l-a salvat pe nimeni niciodată. Singurul care salvează și care mântuie este acest Iisus Hristos, care astăzi poate să-ți facă bine mântuindu-te după ce asculți cuvântul acesta, poate să-ți facă bine vindecându-te, ridicând povara presiunii morale și spirituale care apasă asupra ta, ridicând stresul de peste tine, dându-ți pacea aceea lăuntrică, pacea aceea despre care a spus apostolul că întrece orice pricepere. Dar ce face omul religios? Care e reacția lui? Omul necredincios. Desigur că, în primul rând, lucrul cel mai dibac care îl face este manipularea religioasă. Și în bisericile de astăzi sunt atâția oameni care manipulează bisericile. Le manipulează de la amvon, de pe genunchi profețând, din bancă mărturisind, de la cor, de la orchestră. Sunt pline bisericile de astfel de stări de fapt. Uitați-vă, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dar nu minuni caută oamenii? Nu minuni caută oamenii? Minuni caută. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Și s-a dus cu credința noastră. Este o manipulare a minții omului. Asta este reacția la minunile pe care le face Domnul, reacția din partea celui religios. Reacția omului la pocăință este aceasta: să părăsesc eu credința străbunilor mei. Să-ți citesc ce spune Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru, dragul meu. Spune așa: căci ce-am moștenit noi de la părinții noștri? Auzi, ce-ai moștenit? Decât chefuri, beții, curvii și un fel lumesc de a trăi. Asta ai moștenit de la tata și de la mama. Și te lauzi cu religia ta și începi să manipulezi. Preoții, vezi, Doamne, în sutana aceea în care stau și parcă sunt așa de sfinți și așa de pioși că o muscă n-ar omorâ. Înșală lumea și mint oamenii în bisericile pe care le conduc, pentru că îi manipulează religios. Fraților, să ne părăsim noi dreapta credință, părăsiți-o că muriți cu ea. Să părăsim noi credința străbunilor noștri, părăsiți-o, pentru că în Biblie scrie, este o singură credință. Credința în Iisus Hristos și în jertfa Lui de pe Golgota. Părăsiți-o a părinților, a străbunilor, părăsiți-o tuturor. Una singură, este o singură credință. Credința în jertfa din Golgota. Alta nu te mântuie, alta nu mă mântuie. Dar oamenii, când vor să-și atingă scopurile, când văd că adevărul lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu îi atinge în interesul personal, nu trebuie să fie în alte biserici. De multe ori priviți chiar în bisericile noastre. Biserici pentecostale, biserici baptiste, plină lume de ei, încep să manipuleze pe oameni. Păi fraților, nu avem noi doctrina asta? Să ne apucăm de acum să vorbim în limbi? Așa de ușor să manipulezi pe om, pentru că l-ai șablonat, l-am băgat în niște tipare și acolo vrem să-l ținem să moară în tiparele acelea. Dragul meu, Iisus Hristos nu-i șablon! Să ne lărgim orizontul. Este să-L vedem pe Dumnezeu, Dumnezeu, și pe noi oameni care avem nevoie să învățăm de la El. Nu imediat să fugim când nu ne mai ies lucrurile și socotelile noastre, să începem să-I manipulăm pe oameni. Ați văzut? Toată lumea o să creadă în El. Eu rămân cu biserică mică. Imediat își face biserică mare. Hrănește-o bine.
și să vezi că crește. Dă-i hrana care trebuie. Contribuie la maturizarea spirituală. Roagă-te pentru ea. Stai înaintea Domnului. Frați și surori, trebuie să ne uităm bine în jurul nostru, trebuie să ne uităm bine și să ascultăm și într-o parte și într-alta. Este foarte trist că reacție la purtarea de grijă pe care Domnul Iisus Hristos o face din partea celor religioși este să-i manipuleze pe oameni. Auzi, Domnule, să ne rugăm cum ne-a rugat până acum? Să credem cum n-am crezut până acum? Să vorbim cum n-am vorbit până acum? Așa este Dumnezeu. Toate trebuie să le fac cum nu le-am făcut niciodată. Și toate trebuie să le faci cum nu le-am făcut niciodată. El are un standard și standardul este această carte sfântă. Sfânta Scriptură. Uită-te în ea. Așa cum a zis El. Căutați în cartea Domnului și citiți. În acea carte veți găsi viață veșnică. În al doilea rând, nu este numai manipulare religioasă. Este o manipulare politică. Foarte trist că este bine ca biserica să aibă un cuvânt în sistemul social și politic în care ea se găsește. Este bine. Biserica trebuie să spună la păcat păcat și la nelegiuire nelegiuire. Nu se amestecă biserica în probleme politice și manipulări politice, dar în ce privește moralitatea societății, noi nu trebuie să uităm un lucru. Domnul Dumnezeu a dat două instituții mari pe pământ. Prima instituție este statul, care se ocupă de aspectul legal al conviețuirii sociale. A doua mare instituție, nu-i mai mică decât statul, dar nu se amestecă una întreaba celuilalt, este biserica în timpurile noastre. A fost Israel, iar în timpul nostru este biserica care se ocupă de aspectul moral și spiritual al societății. Fără acest aspect moral și spiritual, societatea este moartă. Cât de civilizat o fie? Toate marile civilizații ale lumii, când au scăpat de sub control aspectul moral și spiritual, s-au ruinat. Dar sunt persoane religioase care manipulează și din punct de vedere politic biserica. Vor veni romani și ce vor zice? Au spus farisei și cărturari. Pe de altă parte, în manifestarea celor necredincioși, desigur că întotdeauna este persecuție și moarte. Nu trebuie să fie neapărat moarte fizică, pe Domnul Iisus Hristos l-a omorât, poate să-l omoare și din punct de vedere spiritual pe unul din copiii Domnului. De aceea noi trebuie să avem ochii deschiși, mintea deschisă, ca să putem să ne uităm bine în jur, să știm cine ne vorbește, cum ne vorbește, în ce direcție ne vorbește. Vorbește să laude pe Domnul, să spune minunile Lui în adunarea cea mare a credincioșilor, să crească biserica, să se întărească persoanele individuale, să se întărească familiile, sau ne vorbește din punct de vedere religios, nu cu această teamă de Domnul, ca să manipuleze, să spune jumătăți de adevăruri, ori să le amplifice și lucrarea pe care să o facă este să nu înalțe numele Domnului. Este însă o a treia reacție pe care trebuie să o vedem la facerea de bine pe care Domnul o are cu privire la noi. Și aș vrea să nu te surprindă. Reacția aceea de a treia, care este foarte importantă, este reacția lui Iisus. Nu e numai o relatare a unui fapt istoric, să știți, că așa s-a întâmplat în urma intervenției dumnezeiești pe care a făcut-o învin pe Lazar din morți. Sensul este adânc spiritual. După ce Domnul ne-a făcut bine, dacă suntem din prima parte, credincioși aceia care facem să se vadă ce ne-a făcut Iisus Hristos, contribuim la strângerea unității trupului lui Hristos și mărturia noastră rămâne, este de durată, pe noi Domnul ne binecuvintează și umblă tot timpul cu noi, pentru că spune în ultima parte a versetului 54, a rămas acolo împreună cu ucenicii săi, dar dacă se poartă cineva ca o persoană religioasă care nu dă prea mult pe minunile Domnului, ci se folosește de ele pentru scopuri personale, pentru scopuri menite să distrugă acest trup al lui Hristos, Iisus are o reacție specială. În primul rând, spune, Iisus nu mai umbla pe față printre ei. Iisus își retrage după un timp părtășia personală cu tine. Nu mai umbla Iisus pe față cu ei. În loc să se bucure că au dat peste acela care putea să le facă numai bine. Pentru că Domnul nu poate să facă rău. Chiar dacă citim pasaje de felul acesta în care spune că Domnul s-a mâniat și a făcut rău, să știți că Domnul nu face rău. Dumnezeu nu face rău. În Biblie spune, tot ce ni se dă bun și desăvârșit vine de la El. Nu poate veni și rău. Din aceeași izvor care este Dumnezeu, nu iese și binele și răul.
Dumnezeu pedepsește și se poate folosi de cel rău ca să te pedepsească și să mă pedepsească, este cu totul altceva. În asprimea lui este foarte trist reacția Domnului, dacă nu-i dau cinstea cuvenită în urma binelui pe care mi l-a făcut, a grijii pe care mi-a purtat-o, așa cum i-a spus și lui Israel: ascultă-mă, Israele, ți-am vorbit în toate felurile, ți-am făcut atâta bine, te-am scăpat de toți vrăjmașii mei, de la naștere și până la dânși bătrâneță te-am purtat pe umerii mei și tot voi eu să te mai port și tu mi-ntorci spatele. Israele, poate un tigru să-și schimbe petele de pe el? Poate un etiopian să-și schimbe culoarea pielii? Nu poate! Și tu totuși mi-ai întors spatele. Tu ai putut să faci lucrul acesta. De aceea și eu mi-ntorc spatele și mi-ntorc fața de la tine. Iisus a plecat de la ei. Le-a luat părtășia. Când Domnul îți face bine, când Domnul îmi face bine, ne-l face să creștem în credință, să lăudăm numele Lui, nu să-L mâniem să ne tragă părtășia și să se poarte pe ascuns cu noi. Numai părtășia cu El ne-o trage. Versetul 54, ultima parte, spune că El a plecat de acolo cu ucenicii Lui. Îți trage și părtășia frățească. A plecat împreună cu ucenicii. Nici pe ucenici nu i-a mai lăsat acolo între farisei și cărturari. Ție care asculți, Domnul îți poate face bine astăzi. Îți poate purta de grijă iertându-te și făcându-te copilul Lui. Dă-i cinste și caută părtășia oamenilor credincioși, a trupului pe care El îl zidește. Căci făcând așa, oriunde te duci, El se duce cu tine. Când El a ieșit dintre farisei, n-a ieșit singur. A ieșit cu ucenicii Lui. Asta înseamnă că El continuă să umble cu cei ce mărturisesc îndurarea Lui. Și mă rog ca prezența Lui să fie în casa ta, în viața ta, în viața și în toate bisericile de pretutindeni. Desigur, și cu mine, și cu tine. Amin. Ați urmărit un mesaj prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.